de dimineață mama săptămânii unde mea pe Antonia să schimbe bateriile la valierei și nu o găsea în cea mai bună dispoziție. La dimineața? Păi eu vândeți bateriile și dăm pe alea la alte, te rog. Ce, și baiul? Ești bolnavă așa? Nu, ok, toți liniștit. Cu drag. Deci toată lumea e și coborâtă. La câteva minute distanță, Maria se așeza cu deschidere lângă Antonia ca să o asculte, să înțeleagă ce a pățit. M-a supărat de tot, de absolut tot, de materiale, de filmat, de uși închise, de trezit o dimineața, de nedormit o timpul zilei. Mereu fac c**uri și vorbesc prostii. Și mereu mă fac c**uri, înțelegi, cu materialele alea. Și, adică tu ești mult mai calculată ce spui și ce faci. Și eu, cumva, am săturat să fiu clownul emisiunii. Da, știu că eu fac lucrurile alea, da, știu că eu zic lucrurile alea. Până efectiv, la urmă, nu mai suport, gen, sunt slăbiciunile mele, înțelegi? Da, și e perfect normal, Antonia, așa ești tu. Nu trebuie să ai niciodată frică că o să fii judecată, niciodată. Așa ești tu. Și oamenii care te iubești și sunt lângă tine, te acceptă așa cum ești. Și sunt lângă tine oricum ai fi. Îți acceptă orice. Orice c***o spui pe gură, cum spui tu, orice zici. Tată, sunt efectiv, că se profită de slăbiciunile mele și nu mai suport, efectiv nu mai suport și mai atât de mult și nu știu, nu mai pot să stau aici, efectiv, nebunesc. Și cu ușile astea închise tot, nu știu, nu mai suport. Și chestia asta, că se pun materiale cu mine dimineața, iară groaznic dimineața. De-aia mă făceam pe live-ul ăla, toate felurile mamei. Vrei să fac cerere la cameră să stai puțin cu Cristian? Crezi că o să mă las? Nu, 9% de câte ori noi am cerut ceva, ni s-a zis nu, 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 nu. Te poate să faci o excepție. Da, se face o p***a. Nu e nimic. Nu mai supor, stau aici. Te rog, mă. Antonia, îți face rău. Într-o bine că te și descarci, dar încerca să te calmezi. Așa mă simt de 2 săptămâni aproape. Nu-i suport. Nu-i suport toți oamenii ăștia. Nu mai pot. Doamna Daniela de asemenea se îndrepta cu empatie spre Antonia să pună umărul la acest moment de vulnerabilitate. Am încădere nervoasă iar. Am încădere nervoasă iar. Ajută. Faci tu închinăciune ca să fie bine. E bine să mai rezi să stau aici. Știți că eu uneori simteam mirosul ăsta în casă, dar fără să dea nimeni cu tămâie. Nu știu de ce. Înțelegând prin ce trece Antonia, doamna Daniela căuta să o ajute să-și înțeleagă propria stare nefavorabilă. Toată rutina asta te aduce pe tine în prim plan. Că dacă tu nu ești bine, tu cu tine și nu te iubești, nu ai cum să fii bine. Crezi că are legătură cu asta? Da, are legătură cu asta. Solitudinea întotdeauna te ridică. Ai timpul, și asta e o problemă. Ai timpul și capacitatea să pătrunzi în locurile alea cele mai adânci ale ființei tale și să pui ordine. Altfel, în viața de zi cu zi, ai toate motivele să te schivești și să nu reușești să faci lucrul ăsta. Schimbă aici, ai și timpul și dispoziția. Dispoziția asta în care simți că totul te apasă și că trebuie să scoți de acolo ceva sau să le așezi în ordine. Da, ideea e că eu am și foarte multe slăbiciuni și toți avem slăbiciuni. Da, dar eu nu sunt o persoană calculată și
fac totul la impuls și vorbesc fără filtru. Putem învăța. De asta suntem aici. M-am săturat să mă văd pe materialele alea fix, să învăț slăbiciunile acolo și nu vreau să zic că se profită de chestia asta, pentru că știu că eu scot lucrurile alea pe gură și eu, în ultimul timp nu am mai văzut astfel de lucruri. Da, știi, trebuie să-ți dai un refresh, să-ți actualizezi gândurile și trăirile cu cine ești tu acum. Eu mereu am spus, în momentul în care începi să compari, din start, pierzi. Îți pierzi autenticitatea. Suntem unici în felul nostru. Avem asemănări, afinități. Dar astea tot așa, contextual. Pentru că și aici ai văzut, la un moment dat, ai avut afinități cu Y, după care cu I, cu X, cu Z, în funcție de capacitatea noastră, de strădania noastră, de a evolua. La finish, câștigă acela care în procesul ăsta a reușit să dobândească, să învețe de la ceilalți și s-a străduit să producă evoluția. Nu schimbare de dragul schimbării, ci schimbarea în bine. Dacă ne resemnăm că nu ne place ceva la noi, din start am pierdut. E vorba de competiția noastră cu noi, nu cu ceilalți. Și întotdeauna am spus că ai nevoie, în cazul tău, simți nevoia unor confirmări, dar confirmări pe valori, nu pe că ne simțim bine și nu știu ce. Într-adevăr, ai să-ți dai seama că s-au întâmplat niște lucruri de care tu nu aveai habar. Nu trebuie să le știi pe toate, dar odată ce știi ce se întâmplă cu tine, asta este important. Și în funcție de ce se întâmplă cu ceilalți, să poți să te ghidezi în viață. Da, sunt situații existențiale. Am avut momente, cum a fost sâmbătă, când am clacat și am avut un moment de slăbiciune pe care nu l-am mai avut de foarte mult timp în această emisiune și azi iar o să mă văd pe ecranele alea. Ok, și ai avut un moment de slăbiciune. Acum și ești simt înainte... că se profită de chestia asta, că se profită de slăbiciunile noastre, că se folosesc de astea. Lucrurile astea ne sunt aduse în atenție tocmai pentru a ne vedea. Dacă ți înveți lecția, nu ai de ce să te temi de plasma respectivă. Totul e să accepți că ești tu acolo. Gândește-te la un context. În ce context spui tu că ai clacat? Dar în contextul că eu știu care e lecția pe care trebuie să o învăț, că trebuie să las sucul ăla deoparte, asta e chestia pe care trebuie să o învăț eu de când am venit aici, dar tot așa a fost o altă, că totul a plecat de la săptămână proastă, am două săptămâni proaste, am o seară proastă, am avut o cădere nervoasă, hai să mă refugiez în suc. După am exagerat, nu mai mi-am dat seama, mi-am dat seama duminică. Și duminică a fost prea târziu că am vorbit toate prostiile. Ok. Care nici nu mi-l amintesc 100%, vă spun sincer. Ok. Dar mi-amintesc așa, okay, în mare parte. Ok, le vei vedea. Tu spui că nu ți-l amintești. Acum așa. O să ți-l amintești. Și odată ce le vei vedea, odată ce le vei vedea, regula jocului este să accepți că ești tot tu acolo. Asta-i problema. Și nu există. Nu poți să le accept. Nu poți să spui din cauza că ai acceptat. Întotdeauna, orice acceptăm, orice decizia noastră are consecințe.
Ce poate să fie pozitiv în toate lucrurile astea, în toate limitările astea? Capacitatea de a te regăsi tu pe tine. Întotdeauna austeritatea scoate din tine tot. Acum ține de fiecare ce capacitate are să scoată la suprafață binele sau răul. Da, Antonia, cu doar câteva ore înainte să și vizionăm acele imagini de care ți era teamă, Antonia, dacă îmi spui că se profită, la cine te referi? Cine profită emisiunea? Pentru că, să-ți spun un lucru, atunci când un concurent care este într-o relație în casa Mireasa, la Mireasa de ce veniți? Să vă găsiți jumătatea, da? Și știți care e scopul, care e finalitatea acestei emisiuni. Ei, dacă un concurent într-un moment de, zic cum vrei, slăbiciune să zic, îi spune partenerului că nu mă văd cu tine, că eu îmi văd viața în altă parte, că eu simt că e ceva temporar, ăsta e un subiect. Noi nu putem să închidem ochii doar pentru că ai tu două săptămâni proaste că au vorbit urât oamenii de pe YouTube despre tine. Pentru că ce să vezi, în momentul în care, să spunem că tu clachezei și ieși afară, tot tu ești cu telefonul tău și cu social media. Nu mă referam la emisiune, mă refer de la cine? La oamenii care ne privesc și unii parcă se hrănesc și așteaptă chestia asta, așteaptă să ne vadă. Dar ce treabă ai tu cu ei? Stai puțin, aici te opresc eu ca să doar să-ți adresez întrebări. Ce treabă ai tu cu ei? În momentul în care te duci afară, îți plătesc ei vreun salariu sau trăiești cu ei sau aștepți validare de la public? Nu e vorba de validare, e pur și simplu foarte multă energie negativă pe care eu chiar dacă nu o văd, o simt. O simt și o văd doar prin scrisorile pe care le primesc. Ai posibilitatea să refuzi să le primești. Nu vreau să. În condițiile în care ele rămân păstrate și după ce vei ieși de aici, dacă tu crezi că îți strică zenul, strică starea de bine, orice echilibrul, ai posibilitatea să ceri scrisori doar de la mama, de la tata, de la cine crezi tu și restul, ele nu sunt distruse. Ele te așteaptă în momentul în care părăsești casa Mireasa, când o să fii tu pregătită, dacă o să fii vreodată pregătită, le citești. Nimeni nu vă obligă să citiți niște venim. Dacă tu simți că acolo e venim. Da. Ce pot să mai spun acum? Am avut un moment. Păi, eu vreau să am obosit, doamna. Eu vreau să vorbesc cu tine despre ce va să vină. Pentru că tu vei mai avea ocazia să obosești, că na, nu e ușor. Dar este foarte important să vezi, să iei tu din toată chestia asta ce îți face bine. Da, dacă pe tine te dezechilibrează scrisorile, nu le mai primi o perioadă. Dacă pe tine te dezechilibrează faptul că bei mai mult la petrecere, nu mai bea. I-am spus și lui Liviu odată. Da, asta cu băutul e doar pentru cine știe să bea. Da, nu am mai făcut chestia asta de foarte mult timp și sâmbăta mea ați văzut cum a început. Am avut tot așa o cădere nervoasă că nu plăcea cum arăt, că nu mă simțeam bine în hainele mele, în pielea mea și cumva m-am refugiat în chestia asta și am exagerat și nu mi-am dat seama și am greșit și tocmai asta spun, că am obosit psihic să mai învadă toată lumea defectele, slăbiciunile, toate tâmpenile. Știu, da, ok, mi le asum, dar în același timp e obositor și... Dar tu ești conștientă că show-ul ăsta nu este doar despre tine? Că în egală măsură cum oamenii îți văd ție defectele, le văd și pe ale colegilor tăi, adică... Nu e vorba că e despre mine. Nu are nicio legătură. E vorba de cum am început eu să mă simt în ultimul timp. Nu, normal că nu cred lucrul ăsta sau... Nu are nicio legătură, doamna Simone. E vorba de cum am început eu să mă simt. Ce pot să fac acum, că așa mă simt? Da, încerc să fiu puternică, să merg mai departe, să învăț din greșeli, să nu le mai fac. Încerc, posibil. Poate că ar trebui să încerci un pic să te bucuri și de lucrurile astea simple. Nu știu, ai o poveste cu Cristian, ți-a plăcut de el de la început, ai ajuns greu să fii în această relație cu el, bucurați-vă de timpul ăsta petrecut împreună. Asta încerc să fac. Ascultă-o pe doamna Daniela. Serios, ți-a vorbit foarte frumos. Adică încerc să te bucuri și să vezi și chestiile astea. Adică tu, de ce avem
tu căi. Să vedem binele și să vedem răul. Tu alegi ce vezi. Caută florile în mucegai. Na, dacă vrei să-ți spun așa. Păi astăzi eu m-am trezit cu un vibe mai bun. Super, mă bucur. Și încerc să mă pun înapoi pe picioare și să facă ce zic. Bine, ce urmează acum? Că vorbim de mucegai.